Putin acționează acum intenționat ce a făcut cu infrastructura energetică a Ucrainei. Prin aceste bombardamente, practic, a distrus-o. Noi trebuie să spunem de ce nu avem suficient curent electric sau de unde acest deficit. Tradițional, Republica Moldova consuma 70% din energie electrică produsă de termocentrala de la Cuciurgan, 30% noi le importam din Ucraina. Desigur, dacă să ne referim la regiunea transnistreană, energia electrică de acolo, o luam la un preț preferențial. După bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a apărut un deficit. Ucraina a luat decizia că este, nu mai poate exporta, nu are de unde exporta energie electrică. Nu are nici pentru resursele proprii. Consumul propriu. Și atunci noi am declarat că vom importa aceste 30%, am găsit soluția de avarie, așa putem să o spunem, în România. Ca, practic, pe aceasta să urmeze o altă decizie, și anume decizia regiunii Transnistrene, așa numite autorități de acolo, că din cauza reducerii cu 30% a volumilor de gaze naturale importate de Republica Moldova din Federația Rusă, noi putem din cele 70% de energie electrică pe care o livrăm malul drept, să livrăm doar 27%. De aici acest deficit de energie electrică. Vedem cum în toată această perioadă Putin, Federația Rusă, intenționat folosește această armă energetică contra unor state, în cazul dat Republica Moldova, contra Ucrainei. Totodată avem o puternică politică de dezinformare.